bună ziua. Bună. Vreau să vorbesc cu Katia. Poftim? Cu Katia vreau să vorbesc. Katia, dar de ce vreau așa te abrășești la mine cu Katia? N-am înțeles. Dar cu cine stau de vorbă? Alex îmi spune. Alex, dar de unde ești, Alex? Și multe întrebări tu dai. Auzi, frățoare, ia-mi te rog frumos, nu da tu cu întrebări astea, Katia. Și eu stau cu Katia, domnul cu Katia. Și așa sărază-mi deodată, vrei să băghești cu Katia. Am întrebat normal, de unde ești, de unde cunești copchii la gen? Și contează, eu mă știu tare de mult cu dânsa, dar cine ești tu? Auzi, de unde ești cu dânsa? Sunt și numărul meu la ea. Eu înțeleg, tu cine ești, ne-i întreb cu Katia, tu și te bagi. Măi, ca să-mi zic, cuvinte mai așa deodată spun. Nu mai suna văpșe pe numărul ăsta și nu întreba și nici de o Katia și nică. De unde văpșe tu ai numărul meu? Păi eu mă știu cu Katia și eu i-am spus ca să o sun, dar ăsta nu e numărul lui Katia sau ce? Băi, Alex. Da. Parcă dacă erai băie de treabă și te făceam am de la școală de 7 ani, poate ești dat de 5 ani sau poate ești născut de 9 luni, te lămuri din start. De unde știi că Katia? Și ai nu-i numărul lui Katia. Dar doamne ferește aflu că tu cu Katia și v-am mutit, v-am puși n-a**i de amândoi, vă pune în piața mare adnațională, v-am puși doi n-a**i. Ia ascultă, în primul rând, eu te rog frumos, dacă tu vrei să vorbești ca între bărbați, nu vorbi prostii, te rog frumos. Băi, eu te-am întrebat din start, prost, tu mă nervezi, mă, ești okay. Eu mă la rugi și tu uite, ascultă. Normal n-ai ieși și băzărești, dacă băzărești ca un mușic, dacă nu dă-ți ne întâlnim, eu noi ne întâlnim să vorbim despre Katia, nu e problemă, dar eu încă o dată te rog frumos, nu vorbi prostii cu mine. Că tu nu știi cine sunt eu, da? General, eu... Tu te-ai adresat la mine, băpșoare. Eu, băi, Roma, băi, frate, ascultă la mine. Eu lucrez în poliție și încă o dată îți spun, te rog. Dar ca răință unde lucrezi tu, băi, și eu lucrez în pompier. Na, ca răință unde lucrezi tu, băpșoare, nu e b***** tu nu lucrezi. Băi, dar nu vorbi prostii cu mine, băi, frate. Băi, de unde ai numărul meu, te întreb? Și mă întrebu Katia, nu întrebi ești tu. Să închizi. Mi-e întrebu Katia că eu o iubesc pe Katia. Da, bă, iubesc de tare, iubesc pe dânsa, băi. Tare o iubesc frătiuc, și eu țin la dânsa. Frătiuc, ascult la mine, hai lăsăm gonurile astea, pahodul, voi sunteți la jurnal de FM prost. Da. Bun, așa ne spari, nu-i așa? Da, bă, frate, da. Nafica, bă, trebuie să pui din start și băzărim, că încât n-a băzărim. Dar de ce, uite, aici scrie așa, de la Katia pentru Roma, faceți-i o farsă, după care spuneți-i un simplu cât îi iubesc mult. Așa, frate, 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 mai la rugi, mă băi, dar te-ai aprins, băi, omule, băi. Da, eu mi-am dat târziu seama, că roșii, după Katia, te iubești, îți transmite asta, tu poți să-i spui ceva înapoi, că ea ascultă, ce-i spui? Eu ce pot să-i spun, că cel, și cu minte, stai grijă de tine, Roma, te iubești, că roșii, no. Dacă ai și cu minte, îi trăiești bine, că roșii. Tu asta ai demonstrat timp de 3 minute, bun. Ai grijă de tine, zi bună. Da, bă, frate, mă scuz. Da, totu-i bine, mă, hai. Așa-s eu, așa-i firea mea. Dacă mă nervez, nu-mi dau seama. Vorbesc, pot fac o prostie, interes. Ai noroc, da.